Foști membri ai Partidului Național Liberal, care după 10 de ani au ales să se retragă din această formațiune politică, spun acum că PNL face ce zice Partidul Social Democrat, raportat la unele decizii care sunt luate de către liberali în prezent. Marcela Grecu a activat în PNL mai bine de 20 de ani, însă acum a decis să se alăture Partidului Forței Dreptei, acolo unde, spune ea, sunt adevărații liberali. Eu cred că Partidul Liberal în momentul de față a slăbit în putere, a slăbit în posibilitatea de a lua niște decizii. Face ce îi zice PSD-ul, așa cum și președintele nostru al Forței Drepte, Ludovic Orban, când l-am întrebat de ce a părăsit PNL-ul, a spus pentru că ăsta nu mai este PNL. Așa spun și eu acum, pentru că PNL-ul de acum nu mai este PNL. Ați făcut parte din acest partid? Am făcut parte din PNL, din 2000 am fost în PNL, pentru că nu mă mai reprezintă, de-aia am și părăsit PNL-ul și acum am intrat în Forța Dreptei, pentru că eu consider că adevărații liberali sunt acum aici, în Forța Dreptei, și sper să dea Domnul să fie așa, să nu mă înșel, cel puțin deocamdată nu. Acum, e adevărat că noi suntem în fază incipientă, facem organizații, suntem într-o organizare, dar oamenii, să știți, că se îndreaptă către noi, în speranța că vom face ceva bun, ceva pentru ei,